Dinastia Basarab are un nume cuman la origine, dar este aproape sigur deja europeană, atunci când Negru Vodă și Basarab I conduceau țara românească. Dacă tot e ziua învățătorului pe 5 iunie, uite că ai ce învăța oricând. Și un volum precum O istorie genetică incompletă a românilor, lansat la Bookfest, îți arată cum se alcătuiește un puzzle uman, iar fiecare dintre noi devine nu doar o parte, ci și un întreg al istoriei, dincolo de tot ce se cunoaște despre mișcările populațiilor la nivel european, dar și dincoace. Așa cum îți arată Mihai Geneta, un cercetător care adună în acest volum reperele de la care putem începe o discuție despre ceea ce ne leagă. Lecția foarte importantă pe care ne-o dă istoria genetică a umanității este cât de apropiați suntem unii de alții.